Vaslui. The International Humor Show. Constantin Tănase. Să dau cuvântul domnului prefect Năuceanu, prefectul județului Vaslui. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, umorul, ca stare de suflet și inteligență, a constituit din vremuri imemoriale o componentă reprezentativă a etnicului românesc, o trăsătură particulară de raport cu vecinii și alte popoare. De altfel, în Arhivele Mondiale de Folclor, de la Helsinki, la sectorul de snoave și anecdote populare, România este înregistrată pe locul întâi pentru Europa, în peisajul folclorului românesc. Aceeași prioritate o are umorul popular din Moldova, așa că nașterea lui Constantin Tănase la Vaslui, în miezul acestei provincii, nu este un dar întâmplător al cerului. Personalitatea sa complexă, de creator și interpret, caracter social și om de suflet, rămâne o structură modelatoare pentru fiecare începător pe drumurile trandafirii și spinoase ale artei. De aceea a fost firesc să se instituie în urmea noastră, în urmă cu 20 de ani, Festivalul de Umor Constantin Tănase, cu începuturi modeste, urmate de fastoase desfășurări de forțe, mai mult sau mai puțin artistice. Acum când sufletele noastre nu și-au găsit încă liniștea necesară, dar matcalor viitoare începe să se profileze, umorul trebuie să rămână prietenul dintotdeauna al românului. Și Bienala Umorului Constantin Tănase, ediția 11-a, ne-a demonstrat de plin acest fapt de simțire națională. Chiar dacă numărul formațiilor și interpreților a scăzut cantitativ, a crescut în schimb pe deplin calitativ. În acest an, problemele întreprinderilor și instituțiilor au fost prea noi și complexe, încât puține dintre ele au mai avut răgazul cultivării vechilor formații artistice. Cei care au venit zilele acestea la Vaslui au fost adevărații iubitori ai orașului și ai Bienalei, cei care ar fi venit și sute de kilometri pe jos numai să ne dăruiască voioșie și buna dispoziție spre înseninarea sufletelor noastre. Ne exprimăm și noi aceeași iubire prin căldura aplauzilor care prelungesc bătăile inimilor spre știrea tuturor prietenilor. Nu putem încheia concursul de interpretare fără o frățească urare de binevenire pentru românii de peste Prut și Nistru, care și-au început... care și-au început participarea la Bienală, devenit astfel cu adevărat național. Vă urez tuturor noi succese și o benefică viitoare ediție a Bienalei, care să fie o adevărată împlinire unor noi vremuri de unitate și fericire românească. Vă mulțumesc! Amintesc aceste frumoase cunoștințe ale mele de la Niț, Oren, de la Chișinău. Mi-au spus totdeauna, noi suntem moldoveni de peste Prut, de peste Nistru și de mai departe. Unul din reprezentanții acelor moldoveni de mai departe, cei de peste Nistru, se află lângă noi și îl rog să le spună câteva cuvinte. Domnul! Doamnelor și domnilor, cu cât mai mult noi aplaudăm, cu atât mai puțin noi lucrăm. Mi-mi pare că prea mult am aplaudat în decurs de 70 de ani, noi cei din Moldova de acolo și dumneavoastră de aici, să nu aplaudăm, dar să lucrăm cu sufletul, cu inima și cu brațele, să lucrăm, mai puțin să aplaudăm. Ce vreau să spun? E foarte bine când un zâmbet te aduce încoace.
de data aceasta ne-a adus zâmbetul al nostru moldovenesc. Fiindcă vrem sau nu vrem, dar zâmbetul lungește viața. Închipuiți-vă, iată, Gheorghe Oleasă, cum zici, vorba aceea, trecut de ani, și totuși când merg pe stradă, văd o fată. Acest festival al dumneavoastră, care ne-a făcut să vinem în coace, eu îl văd un copac, un pom. Nu importă cine a ocupat locul 1, 2, 3, 10, 14, nu importă. Dar importă acel pom cu roadă care ne-a adunat să fim la umbra zâmbetului. Fiindcă zâmbetul lungește viața. O dispoziție bună, cât de mult face, gândiți-vă dumneavoastră, noi am uitat să zâmbim unul altuia. Dar toți cei care suntem aici în sală, bărbați, femei, dimineața, când ne sculăm, noi zâmbim unul altuia. Nu! Noi ne grăbim mai departe, că a spus partidul, zâmbim programul. Dar e o vorbă de zâmbet omenesc, fiindcă în zâmbet e sufletul moldoveanului. Nu importă de-ar fi el în Canada, în America, în Transnistria, în Comraș, aici, dar e vorba de un zâmbet gal, de un zâmbet uman, fiindcă vrem ori noi, ori nu vrem, în fiecare dimineață soare când se ridică, el ne zâmbește. Și ne spune, oameni buni, iubiți natura, iubiți viața, dar noi, cei care ne-au distrus, teoria putare și putare, dumneavoastră știți mai bine decât mine, am uitat să zâmbim unul altuia. Și acest festival al dumneavoastră e foarte bine că îl faceți. Ne adunăm aici, ne uităm unul altuia în ochi, râdem unul de altul. Dați să râdem de noi înșine, de mine râd. Să râd. După aceea, cu cât mai mult noi râdem unul de altul, cu atât mai mult noi o zâmbi unul altuia. Dar zâmbetul lungește viața. Un singur lucru, este prutul, Dunărea, Nistru, aceste râuri care de mii de ani curg la vale, își duc valurile lor. Noi care suntem pe malurile acestea râuri, dați unul altuia să zâmbim, să ne adunăm la festivaluri de felul acestuia și să ne strângem unul altuia mâinile, iar dacă putem, să ne strângem și în brațe. Înceapă din nou, să fie frumos. Suntem la 11-a ediție pe care vrem să o considerăm în același timp, a 11-a, dar și prima ediție a unui nou mod de a privi umor. Poate dumneavoastră, cei care sunteți în sală, ca iubitori ai umorului, cunoașteți majoritatea edițiilor. La fel dumneavoastră ați urmărit cele două zile de festival, și probabil unele lucruri au fost noi, deosebite, dar știm că peste tot schimbăm niște structuri, niște mentalități, niște moduri de a gândi, niște moduri de a privi lucrurile,
și trebuie să avem sufletul deschis către toate acestea. Totul trebuie să fie nou. Să nu ne legăm de lucrurile vechi decât în măsura în care ele sunt tradiționale, frumoase. Această noutate a festivalului din acest an, 1990, trebuie să fie privită, vă spuneam, cu tot sufletul. Îmi amintesc că filozoful Pitagora, în momentul când a descoperit teorema sa, așa cum ne spun istoricii antici, a jertfit 100 de voi, a făcut o hecatombă, se spune. Și de atunci se spune că, de fiecare dată când se descopere ceva nou, toți boii mucesc de spaimă. Deci nu trebuie să ne fie frică decât acelor de ceva nou. Deci să primim noutatea cu totul și o noutate, poate o noutate înmugurită a fost acest festival. Să ne eliberăm de clișeile vechi și în acest domeniu. Permiteți-mi în continuare să dau cuvântul distinsului maestru Vasile Donose, director de teatru Nu aș dori ca această gală, pe care așteptați probabil mai mult decât așteptați cuvintele noastre, să demareze atât de greu, încât să vi se pară că ați fost la o ședință, nu la o gală. Ar fi foarte multe lucruri de spus în legătură cu această a 11-a ediție a Festivalului de Umor Constantin Tănase. Eu aș vrea doar să spun câteva lucruri care privesc, în general, situația umorului, așa cum mi s-a înfățișat ea aici. Și, în al doilea rând, care privesc necesara noastră bucurie, necesara noastră satisfacție, pentru că am găsit și acum, mai mult poate decât oricând, disponibilitatea aici, la Vaslui, pentru a continua una dintre cele mai frumoase tradiții ale gândului spiritului creativ românesc, aceea de a ști să zâmbești, de a ști să râzi și de bine și de rău, și de a ști să întrebuințezi râsul în sensul în care acesta ar folosi vindecării morale a oamenilor, a societății. Cuvintele spuse aici ar fi ele însele suficiente pentru ca direcția, corolarul acestor semnificații să fie înțeles de noi toți. Dar iată că a 11-a ediție semnifică în primul rând umorul liber. N-aș spune că nu a fost umor întotdeauna. Aș zice chiar că societățile promovează umorul și românii, mai cu seamă, au promovat umorul în momentele lor grele. Adică atunci când, prin umor, au putut să-și descarce sufletul, atunci când, prin ironie, ca semn al inteligenței lui, poporul român a știut să batjocorească ceea ce se credea că îl batjocorește pentru totdeauna. Din această cauză, edițiile anterioare ale festivalului Tănase și Tănase însuși, maestru al umorului, al satirei și al ironiei, ca virtute a inteligenței poporului român, au știut să biciuiască cu maximă forță tot ce în societate părea mai puțin drept. Acum, la puțină vreme după ce s-au împlinit 45 de ani de la moartea lui Constantin Tănase, după ce s-au împlinit 110 ani de la nașterea lui Constantin Tănase, după ce se împlinesc ceva mai mult de 9 luni de la evenimentele din decembrie,
Aici și acum noi găsim o altă deschidere, un alt orizont prin care vedem și umorul, prin care ne vedem pe noi înșine, pentru că umorul nu reprezintă numai a râde unul de celălalt, ci umorul uneori mai are și semnificația de a invita la introspecție, adică la meditație, adică la dezvăluirea propriilor noastre slăbiciuni cu care, chiar dacă nu recunoaștem întotdeauna, dar de fiecare dată când ne trezim în situația relațiilor umane, noi știm să ne rușinăm. Când ne-am rușinat râzând de propriile noastre defecte, înseamnă că am făcut un pas bun spre conștiința noastră adevărată. Aceasta cred că este una dintre semnificațiile acestei ediții a Festivalului Constantin Tănase. Cred, în al doilea rând, că această ediție a chemat la rampă nu oameni cu sarcină, nu oameni trimiși de sindicate, nu oameni trimiși de partid, nu oameni trimiși de întreprindere. Această ediție a Festivalului Constantin Tănase a chemat la rampă oameni de adevărată vocație românească, de adevărată vocație. Iar noi, ca membri în juriul acestui festival, am fost frecvent, efectiv, emoționați de faptul că au venit de la sute și sute de kilometri, pe cheltuiala lor, pe efortul lor, pe răspunderea lor, niște oameni care să omagieze Tănase, care să omagieze Vaslui și care să cinstească umorul ca virtute cu totul remarcabilă a poporului român. Le mulțumim acestor mesageri ai umorului, le mulțumim acestor artiști, nu amatori, acestor artiști pasionați, cu adevărat pasionați, care nu pot trăi fără artă, care nu pot trăi fără umor și care prin aceasta se definesc ca reprezentativi ai spiritului nostru de creație. S-a spus aici că au fost poate mai puține formații decât în ediții precedente. Eu vreau să vă spun, dragi iubitori ai lui Tănase și dragi iubitori ai spiritului de creație românească și dragi iubitori ai artei. Într-adevăr sunt mai puțini, dar sunt cei adevărați. Și cu atât mai mult, cred că se cuvine în numele juriului, în numele meu, să mulțumim celor care s-au străduit să creeze niște bune condiții pentru manifestarea aceasta. Și să le mulțumim nu atât pentru cât s-a reușit acum, ci pentru cât credem că pot reuși de aici încolo. Fiindcă Tănase merită foarte mult. Tănase este patronul spiritului umoristic național. Tănase este Aristofan al României. Tănase este Molière al României. Tănase este împreună cu Caragiale într-o chiparea spiritului critic, satiric, național. Și Tănase merită foarte mult. Și noi merităm să ne mândrim cu el. De aceea, repet, trebuie să mulțumim domnului prefect, trebuie să mulțumim Inspectoratului pentru Cultură, trebuie să mulțumim tuturor celor care au ostenit, și eu am văzut că au ostenit, pentru că acest festival să fie expresia unei voințe de continuitate, expresia unei voințe de tradiții, de tradiție, și mai ales expresia unei libertăți de gând
în exprimarea atitudinii noastre sociale și politice. N-aș vrea să închei fără să remarc semnificația absolut inedită, aceea privind participarea unui grup de scriitori de la revista de satiră din Chișinău, Hipăruș. L-ați ascultat pe domnul Gheorghiev, care vine ca reprezentant al Chișinăului, pentru că Chișinăul reprezintă acea inimă românească. Care, potrivit unor principii de vase comunicante, nu se poate să nu simtă la fel cum simțim și noi. Dar domnul Gheorghiev păstrează limba, păstrează sensibilitatea, păstrează spiritul, păstrează voința unui român dincolo de Nistru. Și copiii mei o păstrează. Și asta înseamnă că, vorba poetului, neamul românesc nu piere și nici nu va pieri oriunde se va afla. Mulțumindu-vă și dumneavoastră, celor care ați fost în aceste zile de concurs, prezenți în sală. Mulțumind încă o dată artiștilor care au venit zeci și sute de kilometri să omagieze pe Tănase și umorul românesc aici la Vaslui. Dați-mi voie să citim premiile, dar înțeleg că încă un român din Chișinău vrea să vă spună... Bună seara! Dacă n-ați înțeles, zic că zdravstvuite. Nici n-am știut că trebuie să iau cuvântul. Îmi pare rău că aseară n-ați fost aici. Copii sunt? Aveți copii? Eu îi întreb pe bărbați, aveți copii? Și acasă? La femeile, pentru copii. Miezul nopții e de acum, iese un arici la drum. Și cum merge pe beton, dă cu nasul de un balon. Un balon rotund uitat de un băiețel de stat. Bă, și măr frumos și arici bucuros, au ajuns drept în spate, dar deodată, buh, măi frate! A urmat un buvit, pe dată ne-am trezit. Ce s-a întâmplat aici? Îl întreb pe Liguriș. Păi nu vezi ce s-a întâmplat, un arici și-a explodat. Oroș și sărânduri mari și gălăgie și o babă-l scuipă pe tichii pe un vlășgan incult abraș și se începe o bătălie cu chiuiți de papuaș. Se vând banane în oraș și sărânduri lungi și gălăgie. Un maimuțoi conchide naș pe crezuș aici să fie ca pe la noi maimuțărie. Și pleacă în drumul lui trufaș, se vând banane în oraș. Nu vă sloi. Îi considerăm premiați. Sunt premiații primei ediții, a 11-a, care este în același timp prima ediție. Dar permiteți-mi în același timp să-l rog pe maestrul Vasile Tonose să ne spună premiații consemnați, totuși afară de premiații în general. Vom începe prezentarea acestora. Unul dintre premiați v-a și spus câteva versuri și epigrame, dar o să-l anunț la momentul respectiv. Concursul s-a desfășurat pe trei secțiuni. O secțiune de formații de satiră cu dansuri mai ample,
O a doua secțiune cu grupuri satirice, deci formațiuni mai restrânse. Și o a treia secțiune pentru interpreți individuali și cupluri de interpreți de satiră și umor. Îmi permiteți să iau în ordinea inversă anunțarea laureaților, pe care îi poftesc în momentul în care își aud numele să vină pe scenă și să stea aici, să răspundă în fața publicului de ce au făcut. Este vorba întâi de interpreți și cupluri de satiră și umor. Mențiune, trofeul și diploma Bienalii Umorului Constantin Tănase 1990, interpretului Paul Secară din municipiul Oradea. Pentru interpretul individual, Constantin Tiron din Câmpul Lung, Moldovenesc. Aplaudați-l până ajunge la locul. De asemenea, mențiune pentru interpretul Gogu Dobrescu din Turnul Măgurele. Deocamdată mai mulți dau premiu și numai unul primește. Nu s-a cărat definitiv. Paul Secară a venit. Premiul special al juriului, trofeul și diploma Bienalii Umorului pentru grupul de autori de la revista Chipăruș din Chișinău. Reprezentantul grupului. Și aduce nasul. Asta propune Constantin Tănase. Pentru cuplul 2 și atât, alcătuit din George Pletă și Octavian Pop din Baia Mare. Au venit? Și atât. Ați văzut de ce n-au venit doi? A zis că mă lasă pe mine încă o dată și... Unul și atât.
Premiul 3, medalia și trofeul, revine cuplului Paul Buța și Nicu Potoroi, din Tecuci. Premiul 2. Trofeul și medalia a revenit interpretului individual Rică Bălan. Premiul întâi la această categorie de interpreți a revenit jurului, întrucât niciunul dintre concurenți n-au vrut să-l primească. Pentru cealaltă categorie de participanți la concurs, formații de satiră și umor, mai program mai amplu. Mențiune, diplomă și trofeu, pentru formația Casei de Cultură Călan, județul Hunedoara. De asemenea mențiune, pentru formația de satiră și umor Satiricon din municipiul Hunedoara. Nu e nimeni? Da, sunt... Vedeți ce viitor are umorul. Tot mențiune pentru formația de satire și umor, Veselia, din municipiul Iași. Premiul 3. Trofeul și diploma pentru formația de satiră și umor a Casei de Cultură din Alba Iulia. Unde sunt? Hai bine în sală. Premiul 2, medalia de argint și trofeul formații profil de stradă, satire și umor, întreprindere de confecții Bârlat. Premiul 1, medalia de aur, diploma, trofeu, formație de satire și umor a Clubului Arctic, întreprindere Găiești, județul Dâmbovița.
grupuri de satiră și umor. Mențiune. Grupul de satiră și umor, Viespele, Băgăraș. Viespele au venit. Premiul special al juriului pentru grupul satiric al Căminului Cultural Macea, județul Arad. De bronz, trofeul și diploma festivalului, grupul satiric Experiment Păgăraș. Premiul 2, medalie de argint, trofeu diploma, pentru grupul de comedie Proparodia Craiova. Pentru grupul satiric Afonia din Satul Mare. În fine, marele premiu al acestei a 11-a ediții a festivalului Umorului de la Vaslui, a revenit minunate informații din Jibău. Acestea 11 ediții a Festivalului Umorului de la Vaslui. Vor fi existând, desigur, concurenți care au crezut că puteau fi mai bine situați în palmares. Vor fi existând și alții care, nefiind deloc în palmares, cred că ar fi avut dreptul să se afle între premiați. Pot să vă spun un singur lucru, că am meditat foarte mult asupra modului în care trebuie să atribuim aceste premii ale festivalului. Cred că palmaresul exprimă nivelul valoric al formațiilor care s-au prezentat și din această cauză și în acest moment, încheind oficiul de festivitate, de cernare a premiilor, permiteți-mi ca de data aceasta, în numele dumneavoastră, să felicităm de laureați. De suflet și de inimă pe care o depun pentru ca arta satirică și umorul românesc să triumfe și să-l rog pe deținătorul, conducătorul formației deținătoare a Marelui Premiu să vă spună numai mult de trei fraze.
încep democratic și să spun, stimați laureați, domnule prefect, onorat juriu, doamnelor, domnișorilor și domnișoarelor, domnilor, să fiți întărătați. Spunea președintele juriului că la Vaslui au venit sufletiștii, așa este, să știți. Fără Constantin Tănase, poporul român ar fi mai sărac cu un zâmbet. Până când vom descoperi cum a murit Vasile Milea, va trebui să descoperim cum a murit Constantin Tănase. Dați nevoie ca să considerăm spectacolul de astăzi ca o cunună de zâmbete puse la crucea celui care a întruchipat umorul românesc. Și dați nevoie să spunem că probabil în viitor județul Vaslui o să aibă un senator, un om care se ocupă și de festivalul umorului. Așa bănuiesc că așa va fi. Organizatorilor vreau să le spun că pe viitor au în față o sarcină foarte dificilă. S-ar putea să se trezească cu situația paradoxală ca fără să anunțe nimic în presă, nimic în mass media românească, să se trezească cu umoriștii sufletiști din România la Vaslui. Și a lui. Vă urez dumneavoastră multă sănătate și să ne întâlnim la întruchiparea celui de-al 12-a apostol al umorului românesc. Felicitări tuturor pentru ceea ce se va încununa în spectacolul de gală în această seară. Vă mulțumesc și dumneavoastră. La revedere pentru 1992. Să mulțumim juriului care a fost cu competență condus de domnul Vasile Tănase și permiteți-mi să oferim din partea organizatorilor trofeul, medalia și insigna festivalului. În continuare, vă invităm să urmăriți spectacolul de gală. Condiția de sclavă, pentru că buna mea
Toalete, magia, piscina. Iar Rada să-și facă oamenii de bere. Goldenburg. Nu, Balbe. Că tata n-a fost bun. El a făcut Ștefan de Ce? Adică și-a cumpărat 10 hectare de pământ și vreau să cultive hamei. Izaura, Izaura, ce fericit aș fi să pot lipi pe etichete bere marca Izaura! Păi, hai să ne facem! Hai, dar ce ne facem că ne strivește concurența? Care concurență? Mai întâi și mai întâi berea de Azuga! Care Azuga? Azuga! Domnișoarelor și domnilor. Așa ca la televiziune. Președința noastră de la blocul ABX4 are pe ordinea de zi înlocuirea responsabilului de scară domnul Petre și mai cum. Petre. De ce suntem două camere? Camere! Camera domnului Ciobaru și camera doamnei Cucu. Aha, înțeleg. Deci, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Dar jos cu Petra Petrișor! Ce rol, domne? Jos cu Petra Petrișor! Jos cu Petra Petrișor! Jos cu Petra Petrișor! Așa nu ne mai înțelegi. Am reținut din protestul dumneavoastră că responsabilul de scară, domnul Petre și mai Petrișor. Așa, Petrișor. Nu este un responsabil de scară cum ar trebui să fie.
Păi asta e. Asta e că nu e. Că pirișea nevastră mea, decât așa responsabil de scară, mai bine știu ce. Concret, domnule, concret. Păi concret, așa zicea nevastă mea, așa zic și eu. Ei, da, pentru asta, dacă are o vină Petre Petrișor, ar trebui cineva să ia cuvântul, nu? Păi da, păi uite, îl iau eu, îl iau tot eu. Stimații mei vecini, da. Știm cu toții că unii dintre noi avem copii. E bine, copiii ăștia care sunt schimbul nostru de mâine, ca să zic așa, ce credeți că fac acești copii, măi, oameni buni? Revoluție! Mâncare data de revoluționare. Mai se joacă. Se joacă cu liftul sub nasul șefului de scară care e plecat în străinătate. Nomenclaturist. Un nomenclaturist. Uite așa când îl cauți, bani în Ungaria, bani în Iugoslavia, bani în Turcia. Vinde pe acolo becură de pe casa scării pe valut. Domnule, dumneata, confuz termenii, domnule. Păi foarte simplu, dânsul nu este nomenclaturist, dânsul este turist. Turist? Bă. Turist, nomenclaturist, tot un drag. A, nu, nu, stai așa, că riscăm din cauza copacului să nu vedem pădurea. Păi, ba, o vedem. O vedem. Da, sigur că vă dă, și ca să vă explic, să fiu limpede. O, fost sau n-a fost și înainte? Ce-a fost, domnule? Cum, ce-a fost? Păi, șef de scară. Da, da, a fost, a fost. He, este și astăzi? Yes. Ați văzut? Nu furați revoluția! Jos cu peștea Petrișor! Jos 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 peștea Petrișor! Și să joacă și de indienii, dacă vreți să știți. Și nu, frate, Petre Petrișor! Cum Petre Petrișor? Copil, v-am spus mai înainte. Și eu. A, dumneata ce de exact? Dumnealui e putul de urechi, n-am de bine. E surd. Hei! Da. Mitică, dai bai că-ți spui eu, trebuie propus întâi altul și după aia, ales, își optesc eu. Că se joacă de indieni n-ar fi nimic, dar alaltele erau frumos la fel de ca niște indieni adevărați. Da, da, păi s-o bravnici, s-o bravnici. Și-o păi știi cine? Așa, cine de la obraz să schie toată. Cine joacă? Da, păi chiar copiii dânsului. Nimă. Asta ia să leagă din mine, domnule. Iată, și cine? Taman dumneavoastră care stă sub mine și are doi copii geni. Mici, dar cu trâmbiță mare. Păi știți ce fac? Teroriști ăștia oameni. Ce fac? Plâng! Și eu. Și cum spuneam, plâng, dar nu oricum. Când termină unul începe, ăla și uite așa o țin un an plâng, la noapte de noapte, cam piața universității. Și ce vine are șeful de scară? Păi are, domnule. Are, se ia măsuri să plâng amândoi deodată când ne-a sunat. Cu atât mai mult că săptămâna viitoare am un safit și n-aș vrea să avem neplăceri în cachet. Îmi vin de praz din Valea Jiu. Eu zic, pe Duduița,
da, care stă la partet, singură și necăsătorită, într-un apartament cu 4 camere. O verificat-o vreodată șeful de scară? Cum să mă verifice? Hei? Cum să mă verifice? Uite așa să vină noaptea să te verifice. Și știți de ce, dragii mei? Pentru că eu am auzit noaptea la dânsa 7. Și eu. Cu cine șoptea Duduița singură? Dar ce te interesează pe dumneata cu cine șoptezi? Uite că mă interesează, dragă. Mă interesează că noi avem copii care aud, văd și spun întrebarea. Cum se poate ca o Duduiță singură să nu fie singură noaptea? Asta e. Păi cu atâtea publicații libere, ăștia-și dau doctoratul, ești depășit de evenimente. Da? Da. Da, bun, nu-s de acord cu dumneata. Dar în cazul ăsta, să deschidă larg ferestrele, să aprindă lumina mare și ca la video, domnule. Da, la video! Autorizație de la primărie, de la primărie. Dacă vrea privatizată, să plătească. Plătim și noi. Știi ce? Ea mai slăbește-o dumneatale pe vecina și mai bine ți-ai vedea de motoreta aia care în fiecare dimineață bârâi de la ora 5 de ani nevoile. Da? Păi da. Dar e un bârâi, îmi bârâi motoreta, dar dumnealui își bârâie nevasta. Și eu? Ce nu permiți cazare? Păi știți ce face iubiții mei vecini? O bate, domnule! O bate de toată noaptea bârâie. Și aici este vinovat tot șeful de scară, da? Păi este, sigur că este. Că eu n-am nimic împotriva s-o bată. S-o bată, domnilor, că de-aia e nevastră. Că ăsta și nevestele mele trebuie din când în când bătute. Da. S-o bată, domnule, în mod civilizat. Adică s-o bată ziua, nu noaptea, să deranjeze liniștea locatarilor. Păi, așa vreți dumneavoastră să intrăm în Europa, dragilor? Să copate, să se ia măsuri. Să se ia măsuri. Locază, dragă. O să ia măsuri? Ca toți bărbații, să-și bată nevestele ziua la 4 la sala se după programul de apă caldă. Mă rog, după un program foarte bine stabilit, nu? Ca să poată intra și scara dumneavoastră în Europa. Deci asta ar fi motivele pentru care solicitați în oferirea acestor de scară, da? Da. Atunci, ca să fie un cadru perfect democratic, eu zic să faceți care vă aduce dumneavoastră propuneri, nu? Păi da, să propunem, să propunem, că decât așa se descara, mai bine să se ducă dracului. Și eu. E, acum am sfârșit, sunt de acord cu tine. Hai, dacă vrei, cu adevărat, toți. Adidas Torsen, să mișcă naturale. Mi dică. Hai, bă, că nu e, încă n-am votat. Deci șoptesc eu. Dragi vecini, vă propune pe vecinul Vasile, că e un cazul energic și plin de... Și ce dumneata să-ți propui soacra? Eu, stimați-ne vecini, nu că l-aș primi, ba eu, cum să spun eu, că chiar mare plăcere mi-ar face. Că mi-e plac lucrurile astea spuneți, dar eu am atâtea pe cap. Că chiar zicea nevastră, băi Vasile, tu toate le-ai pe cap și nimic în el. Dar mă rog, am făcut o poveste. Părerea mea e că mult mai indicat acum în doamna de la etajul 4. Promovăm femeia, nu încă de răspundere. Dumneavoastră să-l promovem nevasta și pe mine să mă lași în pace. Dragii mei, vecinior, să nu mai pot primi încă o sarcină. Mie mi-ajunge un an, un alt, trei. Și eu! Doamne, nu mi-a venit o idee! Dragii mei vecini, avem pe scara noastră un ou. Un ou nou al zilelor noastre. Un om de bine, veșnic pe fază. Hei, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Hei! 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 Domnul Mitică! Formidabil, doamne! Domnul Pătrinilor, domnul Pătrinilor! Domnilor, consider aplauzele dumneavoastră un vot în unanimitate, domnilor. Păi sigur că da, domnilor, trăim un moment istoric. Este pentru prima dată când votăm în unanimitate. Bravo! Foarte frumos! Are stofă de orator. Ei, acum,
Poate dânsul are ceva de spus, nu? Să ia cuvântul. Hai, Mitică! Hai, băi, Mitică! Domitică! Domitică! Băi, Mitică! Hai, e cuvântul, băi! Cuvântul, cuvântul! Vântul, dragă, ăsta-i vântul! Că știi ce-or făcut hoșmangă ea de copii de la scara noastră? Or spart deamurile, de ui așa în ea intră vântul. Bâșe! Fascinat! Formidabil ce la obiect este! Dar pe cât timp l-am ales? Pe cum pe cât timp? Pe 4 ani ca la american, domnilor, după dafina străbună! Bravo! Bravo! Domnitica, felicitări și la mai mare! La mai mare! La treabă, Domnitica, la treabă! S-a auzit de bine! Da, pe cine am ales? Nici pe cine nu știu, din sufletul sau din avar. Bine, v-am găsit.
Cu ce vă pot ajuta? Știți, domnul inginer, cu o gradație. Mi s-ar mai mări salariul și cu 5 copii acasă. De ce? Mai gând și eu. Thank you.